Imediat după ce au fost agresați, jurnaliștii VTV au sunat la 112 și au cerut intervenția forțelor de ordine. La evenimentul de care dumneavoastră vorbiți, la sesizările făcute, la intervenție a ajuns o echipă mixtă formată dintr-un polițist și 3 jandarmi. Cu privire la incidentul din Obârșa lotului de ieri, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 500 de lei, conform prevederii legii 61/1991. În urma acestui scandal, dar și a altora care planau asupra șefului de post din localitate, acesta a fost demis. Ca urmare a articolului apărut în presă și a rapoartelor întocmite de către cele două agente de poliție din cadrul Poliției Stațiune Voineasa, am dispus ca, începând cu data de 1 anua, domnul Licu să fie mutat în altă subunitate de poliție, concomitent cu definitivarea cercetării prealabile a activităților sale din cadrul stațiunii Voineasa și care au generat stări conflictuale în rândul lucrătorilor de poliție. După finalizarea cercetării prealabile, voi trimite în Consiliul de Disciplină și voi stabili efectiv, sau se va stabili împreună cu Consiliul, ce măsură se va lua din punct de vedere disciplinar în raport cu dânsul. Până la data de 4 septembrie, este în concediu de odihnă. Din data de 4 septembrie va fi numit la secția 11 de poliție Jătrăini, la secția rurală. Pe un post de conducere mai mic din punct de vedere al ierarhizării și implicit al salarizării decât cel care l-a deținut până în prezent. E tot un post de conducere. Este, dar până se termină cercetarea prealabilă și va delibera Consiliul de Disciplină. Deci am obligativitatea, până ai stabilit vinovăția sau nevinovăția, să-l pun pe o funcție aproximativ similară cu cea deținută.